Bun, ceea ce a marcat cel puțin în prima fază această dezbatere a fost fuga de dezbatere și lipsa de respect a actualului primar Andrei Volosevici, care a refuzat să vină la această dezbatere. Și nu e o lipsă de respect față de contracandidat, ci este o lipsă de respect față de ploieșteni, pentru că ploieștenii merită să afle de la candidații pentru primăria Ploiești ce intenții au pentru viitor, să-i vadă discutând, dezbătând, vorbind despre problemele viitorului orașului Ploiești. În ceea ce privește dezbaterea, cred că a fost destul de dinamică și aștept cu nerăbdare următoarea dezbatere. Foarte interesantă dezbaterea. Ploiești avea nevoie de o astfel de dezbatere. Îmi pare sincer rău că nu a fost prezent și domnul Andrei Volosevici, chiar dacă am adus eu un manechin cu fața dânsului, fi fost bine să fie aici pentru a-și expune punctul de vedere, pentru că totuși este primarul încă în funcție, este viitorul fost primar și atunci era nevoie și de domnia sa aici. Cu siguranță circul ar fi fost mai mare. Ați văzut ce s-a întâmplat și astăzi aici, dar a fost amuzant, numai că oamenii trebuie să înțeleagă, cei din platou, că, așa cum am spus și în cadrul acestei dezbateri, că românii s-au săturat de circ. Este bun pentru rating, dar pentru vot acest lucru se va vedea. Proiectele pe care le avem sunt unele complexe. Sigur că multe dintre ele le-au și contracandidații, pentru că vizează aceleași lucruri. Numai că noi venim cu o viziune nouă, așa cum am spus astăzi, pe partea de educație. Următoarea dezbatere, m-aș bucura să fie mai multe persoane și între ceilalți contracandidați și domnul Andrei Volosevici, și la Dolniceanu și restul, deși totuși mulți invitați ar fi totuși greu de ținut în frâu într-o astfel de dezbatere. Eventual, luați pe anumite grupuri, data viitoare alt grup și după aceea să se facă alt grup din cei care au fost în primele două grupuri ca o sugestie. Dacă nu, rămânem în aceeași formulă, eu deja îi cunosc, mă bucur și cu siguranță după 9 iunie vom vedea o schimbare. Dezbaterea a fost foarte interesantă și chiar le recomand cetățenilor să se uite. Într-adevăr, au fost niște probleme, au fost la un moment dat, s-a încins atmosfera, însă cred că ploieștenii în momentul de față, după această dezbatere și pe dezbaterea de pe data de 27, vor cerne și vor vedea ce candidați vor să facă ceva pentru Ploiești, ce candidați vor să facă circ, ce candidați vor să-și facă popularitate sau notorietate. Asta este important. Ploieștenii trebuie în primul și în primul rând, am văzut ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani cu un primar care s-a dus în zona mai puțin decentă a politicii, ploieștenii trebuie să tragă niște concluzii și să vadă că acest oraș are nevoie de decență. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbatere. Într-adevăr, eu personal simțeam nevoia și eu, da, de 2 ani, de două, să zicem așa, două rânduri de alegeri sunt în politică activ. Mi-ar fi plăcut să fie astfel de dezbateri și în trecut. Păcat că n-au existat. Doamne ajută că în momentul de față avem niște dezbateri. Mă bucur că a fost această dezbatere. Da, într-adevăr, am avut un mare absent. Știm despre cine este vorba, despre domnul Volosevici, care, atenție, domnul Volosevici a spus la un moment dat, voi merge la fiecare dezbatere, a mințit domnul Volosevici pentru a câta oară. Da? Mulțumesc frumos, mulțumesc Observatorul Prahovean și o seară frumoasă. Și eu mulțumesc în primul rând organizatorilor și tuturor celor care au făcut posibil astfel de dezbatere și mă bucur că avem ocazia să ne prezentăm atât programele, cât în intervalul a 4 emisiuni și personalitatea în fața ploieștenilor. Pentru că este important nu numai ce vrem să facem, ci și cine suntem, ce am făcut și câtă încredere putem să transmitem oamenilor care votează. Și sper că și în continuare va decurge în același stil. Este o dezbatere, chiar dacă a avut momente tensionate și acuze de o parte și de alta, e o dezbatere care eu o calific ca civilizată și utilă.